Dintre multele cuvinte biblice prin care putem să-L binecuvântăm pe Domnul, am ales astăzi cele scrise în Efeseni, capitolul 1, citesc de la versetul 3, binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Amin. Ce fel de binecuvântări avem noi în locurile cerești în Iisus Hristos? Iată ce scrie mai departe. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte în temerea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui. Și mare o altă frază, iarăși bogată, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul în Hristos Iisus toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Dragii mei, astăzi suntem la cina Domnului. Și cred că este potrivit, ba mai mult este necesar, cum zice Iacov în epistola sa, să ne adâncim privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și apoi să și împlinim, continuă el acolo scriind. Haideți să medităm profund la lucrarea aceasta. Să nu luăm cina Domnului doar în baza unui obicei, ci să fim conștienți ce facem, de ce facem. Dacă avem drept să o facem sau dacă n-avem dreptul acesta. Domnul Iisus Hristos este pentru noi. Între altele, citesc 1 Ioan capitolul 2, versetul 2. Jertfa de ispășire. Ce înseamnă aceasta? Este scris în Evrei, capitolul 9, versetul 22. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Fie cel mai mic păcat, orice greșeală, Dumnezeu nu poate trece cu vederea. Nu poate fi plătită printr-o faptă bună ulterioară sau anterioară. Nu poate fi compensată cu niciun bine și nu poate fi plătită sub nicio altă formă. La Dumnezeu, sentința sună clar. Plata păcatului este moarte. Persoane în cauză sau prin substituire a altei persoane. Evreii aveau legea care, așa cum se spunea, nu a avut menirea să ne ducă la desăvârșire. Legea, în mod deosebit, a avut menirea să scoată în evidență păcatul și să arate ce soluție va avea Dumnezeu în viitor pentru rezolvarea acestui flagel universal care a distrus lucruri din cer și de pe pământ. Spune Scriptura, citesc din Cartea Levitic, Cartea Jertfelor, din capitolul 16, despre ziua ispășirii, era ziua a 10-a a lunii a 7-a, singura zi în care Dumnezeu interzicea poporului să mănânce. Era zi de post obligatorie, nu doar așa să se abțină forțat, ci să se smerească, să se zdrobească înaintea Domnului, conștientizând cât de grav este păcatul înaintea lui Dumnezeu. Citesc Levitic 16 de la versetul 29. Aceasta să fie o lege veșnică în luna a șaptea, în ziua a zecea, să vă smeriți sufletele. Căci în ziua aceasta se va face ispășire pentru voi. Ca să vă curățiți, veți fi curățiți de toate păcatele voastre înaintea Domnului. Versetul 33. Să facă ispășire pentru locul prea sfânt, să facă ispășire pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să facă ispășire pentru preoți și pentru tot poporul adunării. Aceasta să fie pentru voi o lege veșnică, o dată pe an să se facă ispășire. Dar această ispășire n-avea rolul decât să acoperă pentru o vreme păcatele și să nu izbucnească mânia lui Dumnezeu. N-avea puterea să rezolve în mod
definitiv păcatele. Nici cele ce au fost comise până atunci, nici să rezolve pentru viitor pe acei oameni ca să nu mai păcătoiască. Această lucrare minunată a realizat-o numai Domnul Iisus Hristos, numele Lui să fie binecuvântat. Astăzi, conștienți de mântuirea care ne-a adus-o, și nu numai astăzi, dar la cine în mod deosebit. Dacă iubim mântuirea Domnului ce a făcut Domnul pentru noi, ar trebui să strigăm, cum zicem, psalmul 40, mărit să fie Domnul. Amin. Și este alt psalm în care zice, prea mărit să fie Domnul, să spună toți aceia care iubesc mântuirea. Spune Scriptura, trecem în Noul Testament, la Romani, capitolul 3, citesc versetul 25. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte când? Am citit adineaori, în Efeseni, numai înainte de a fi născut Adam. Prin credința în sângele Lui să fie o jertfă de ispășire. Să plătească El prin sânge, prin viața, prin jertfa sa, pentru păcatele noastre. În epistola lui Ioan este scris în mod repetat aceasta, am citat deja din 1 Ioan 2 cu 2, dar mai citesc și din 1 Ioan 4, versetul 10. Aici scrie despre motivația care a avut-o Dumnezeu. Păcătoșii nu-L pot îndupleca pe Dumnezeu. Dimpotrivă, îi stârnesc mânia. Gestul acesta l-a făcut Dumnezeu, iată cum, 1 Ioan 4 cu 10. Și dragostea stă în faptul nu că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre, mulțumind Domnului pentru aceasta. Așadar, prin El am fost iertați pe deplin. Și să știți că în Vechiul Testament evreii oarecum erau liniștiți că nu mai planează mânia lui Dumnezeu asupra lor, dar în cugetul lor ceva le spunea că nu-i totul ok, nu-i totul 100% rezolvat. Și scrie în Evrei capitolul 9, versetul 14, că abia când s-a jertfit Domnul, sângele Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru, adică ajungem să ne simțim liberi, liniștiți, avem pace cu Dumnezeu, mulțumim Domnului pentru aceasta. Acest har ne-a fost dat nouă celor ce am beneficiat de mântuirea prin Iisus Hristos. Și aici în 1 Ioan 2, ascultați cum începe versetul 1, copilașilor, ăsta e mare statut. Știți că și capitolul 3 începe cu cuvintele, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii, dar de ce suntem numiți copii? Fiindcă am fost născuți din nou, în noi cele vechi, nu ne mai aparțin, păcatele ne-au fost iertate, nu-și mai aduce nimeni aminte de ele, s-a făcut o ispășire desăvârșită, completă, definitivă, cum vreți să o numiți, așa cum o numește Scriptura. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Rețineți această primă idee. Să nu păcătuiți. Se poate să nu păcătuim? Deci de păcătoși, clar că toți am fost păcătoși, mai mult sau mai puțin. Dar se poate acum să nu păcătuim? Se poate. Cum? Este harul copiilor lui Dumnezeu. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Să nu socotim normal, cum auzind pe câte unul spunând, păi nu se poate să nu păcătuiești. Așa ne învață Biblia. Biblia ne spune să nu păcătuiți. Ci doar pagina, capitolul 3, versetul 8. Cine păcătuiește este de la diavolul. Versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu, deci a devenit copilaș, a fost înnoit, născut din nou, nu păcătuiește. De ce? Pentru că sămânța lui Dumnezeu, sămânța cuvântului rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Deci nu doar că să nu păcătui, scrie aici, nu poate păcătui. Să ne ajute Domnul așa să fie.
Deci, în primul rând, să ne fie clar că se poate să fie așa. Cum? Iată ce citesc din Efeseni, capitolul 4. De la versetul 20. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos. Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în voi ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, că aici e problema, că revin vechile păcate. Puțin probabil un păcăt să păcătuiască ceva nou. De regulă, ce-a mai păcătuit înainte? Să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă înnoiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Vă să zic că putem să arătăm niște oameni înainte pe stradă era zdrențuit, murdar, păcătoș. Și acum îl vezi, echipat frumos, ce s-a întâmplat cu el? Păi până acum a fost pe la gunoaie și acum l-a înfiat, nu primarul orașului, l-a înfiat regele. I-a dat haine noi, l-a învățat cum să se poarte, îi dă mâncare, nu-i mai cerșetor, îi altcineva. Te aștepți mâine poimâine să-l vezi cu titlul de prinț, drept moștenitor. Asta ne învață pe noi Scriptura. Ni s-a dat mare onoare. Haide să trăim la onoarea care ne-a dat-o Domnul. Să nu ne mai compromitem cu stricăciunea lumii acesteia. Dumnezeu ne poate ajuta să fim sfinți și fără prihană. Amin? Doamne ajută! Iată ce vă citesc din Romani, capitolul 6. Urmăriți-mă, vă rog, sunt mai multe versete. De la versetul 6. Știm bine că omul nostru cel vechi, cu păcatele lui, de la glume, la curvii, la toate cele, a fost răstignit împreună cu Domnul pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Deci păcatul pentru copilul Dumnezeu e fără putere. În așa fel însă nu mai fim robi ai păcatului. Versetul 9. Întrucât stit pe Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Fiindcă prin moartea de care a murit, el a murit pentru păcat odată pentru totdeauna. Versetul 11. Tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat. Este echivalentul a ce am citit din 1 Ioan 2. Să nu mai păcătuiți, morți față de păcat. Îmi vine ispita să mă uit la un film. Gata. Eu ar fi trebuit să-mi scot ochii. Am murit odată. Îmi vine ispita să vorbesc. Bă, nu trebuie să-mi pun eu pumnul în gură sau altul, deși Domnul spunea chiar să stârpești un mădular. Trebuie numai să te gândești ce a făcut Domnul pentru mine, a plătit cu preț de sânge și eu iar să vorbesc prostii. Nu pentru gura mea mare și pentru vorbele mele rele a stat el pe cruci. Nu de asta am fost eu curățit și nu mai este niciun proces verbal de acuzare. Și acum să păcătuiesc din nou, să se mulțească harul. Citesc mai departe, versetul 12. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor și să nu mai ascultați de poftele lui. Poftele sunt accesate prin ispite, dar noi putem să nu mai păcătuim, să avem control. Sau nu poate Domnul care este în noi, sau nu pentru asta ne-a fost dat Duhul Sfânt? Ba da, Doamne, ajută! Se spune că într-o gară s-a întâlnit un fost stăpân de sclav cu doi dintre sclavii lui și îi spune la unul, ia bagajele. Și ăsta din instinct a plecat să le ia celălalt, zice, dă-i pace, ducă-le ori lasă-le aici. Nu mai obligația asta, s-a abolit sclavia. Diavolul nu ne poate obliga să păcătuim. Ispita nu-i peste puterea noastră. Deci putem să nu păcătuim. Amin? Ce se bucură Domnul dacă trăim așa frumos ca în timpul zilei. Să se laude Dumnezeu cu noi ca și cu Iov. Să spună, ai văzut pe Nicolae?
cine era înainte și cum se poartă acum. Trăiește curat ca fiul de Dumnezeu, e copilaș, e născut din nou. Doamne, ajută-ne! Nu că n-are ispit, provocări sunt pentru toți, în toate felurile. Dar, citesc mai departe, să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Ai dreptul ăsta să nu îi le mai dai. Vine diavolul și te cere, te cheamă. Ca pe niște unelte ale nelegirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum era și dați lui Dumnezeu mădularele voostre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Gura aceea care vorbea așa, fără de ea, acum să spună fără încetare, mărit să fie Domnul. Acum să lăudăm pe Domnul, să-L cinstim, să avem cuvinte de mulțumire, cuvinte de încurajare pentru alții, pentru desnădăzuiți și așa mai departe. Spune aici, citesc și versetul 16. Nu știți că dacă vă dați robii cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați, fie că e vorba de păcat, fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. Doamne, ajută-ne! Mai citesc și 2 Corinteni 5 cu 17, un verset care trebuie să-l știm pe de rost. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Și dacă e nou, și nu-i înnoit că l-am reparat noi, l-a înnoit Dumnezeu. Cele vechi, de care sunt cele vechi? Stările vechi, apucăturile noastre, patimile, poftele, tot ceea ce aveam noi înainte. S-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi, gură nouă, ochi noi, inimă nouă, așa e scris. Doamne, ajută-ne așa să fie și prin asta să fie slăvit Dumnezeu. Oamenii când văd faptele noastre bune, să știe că asta nu e de la noi, asta e de la Dumnezeu. Asta a făcut-o Dumnezeu înăuntru nostru, nu tăiere împrejur pe din afară. Asta, cu sau fără ea, e tot acolo. Aș vrea să mai adaug în privința asta doar cele scrise, ne întoarcem puțin la 1 Ioan. Citesc din capitolul 4. De fapt, ce te poate face să trăiești în neprihănirea asta? Doar așa, din respect pentru Domnul? Sau este ceva mai mult decât respect și bucuria și mulțumirea că nu mai ești rob păcatul? 1 Ioan 4 cu versetul 7. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Să spun așa ceva ce să mă pricepe, îți dau un exemplu. Când îți iubești soția, îți iubești soțul, amintește-ți care a fost perioada din viața ta în care ați fost cei mai gentili și cei mai fini unul cu celălalt. Nu v-ați fi jignit cu o vorbă. Cine v-a plătit pentru asta? Tata, când a fost mare băiat, i-a dat bani, a zis, băi, să-ți cauți o fată și cu asta să te porți de nota 12. Nu. Cine sponsorizează o fată să fie atât de finuță în vorbe, în gesturi? Cine îl plătește pe el să-i ducă flori, să-i facă cadouri? Dragostea sponsorizează 100%. Când ajungi să conștientizezi că Dumnezeu ne-a iubit și Duhul Sfânt vine peste tine și lasă dragostea, asta te ajută să trăiești fără păcat. Te învață. Cum să-l jignești pe fratele tău când îl iubești? Nu știi ce bine să-i faci. Cum să spui o vorbă rea la cine ți este drag? Să ne dea Dumnezeu harul să fim desăvârșiți în dragoste. Și atunci nu o să mai fim doar așa protocolar, bine ai venit la noi și în mintea mea să mă gândesc, poate altădată era mai potrivit. Ți-e drag să-l vezi și faci tot ce poți pentru el. Așa se poate să nu păcătuim
Roada Duhului din potrivă este dragostea. Și până la înfrânarea poftelor. Și scrie acolo, împotriva acestui lucru nu este lege. Adică nu-i cazul să fii osândit, că tu nu păcătuiești dacă ești în dragoste. Și asta am învățat de la Dumnezeu, mărit să-i fie numele. O a doua idee și ultima. Zice aici în 1 Ioan, capitolul 1, copilașul vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Asta ar fi frumos și se poate. Dar dacă cineva a păcătuit, cum să o punem asta, interrogativ sau afirmativ? Cum ar fi să întrebăm, cineva a păcătuit? Sau să spunem doar, cineva a păcătuit și se va vedea cine rămâne sau nu rămâne la cină, deși se poate ca cineva să rămână la cină chiar dacă a păcătuit? Deci, iată că există posibilitatea asta, nu-i normală, cum cred unii, să păcătuiești. Și scrie în Ezechiel în 3:18 și în 3:33 că neprihănitul poate să păcătuiască, dar e grav, să șterge toată neprihănirea atunci. Păcatul poate să pună robie și omul să ajungă iar să fie legat, să fie dependent. Apoi, păcatul se lasă cu pedepse. Asta pentru copilași. Pentru copilașii aceia care au păcătuit, spune Evrei, capitolul 12, de la versetul 4 până la 11. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și n-am reușit să nu păcătuim. Și am păcătuit. Am uitat că Dumnezeu e bun, dar și foc mistuitor. Și acum cine spune? Versetul 6. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Suferiți pedeapsa? Versetul 11. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar asta e procedura pe care o aplică Dumnezeu celor ce păcătuiesc. Și apoi există situația mai gravă când cineva să păcătuiască cu voie și nici să nu mai fie primit, să fie lepădat. Doamne, ferește-ne de așa ceva. Priviți gravitatea păcatului. Dacă cineva a păcătuit, este grav asta. N-ar trebui să doarmă. Ar trebui să plângă. Să știe că a stârnit mânia Domnului, că din nou evidențiile lui, cele bune, toate se anulează. Și din nou figurează pe altă listă a celor păcătoși, dacă cineva a păcătuit. Dar avem și vestea bună, dragii mei, că așa cum scrie în Evrei, capitolul 7, versetul 25, Domnul poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Slujba Domnului Iisus Hristos este în două ipostaze. Prima a fost pe cruce, ne-a iertat trecutul și ne dă putere să nu păcătuim. De aceea a trimis Duhul Sfânt să nu fim orfani. Și există și ipostaza a doua a sa ca mare preot, ca mijlocitor în cer, dacă cineva a mai păcătuit pe parcurs, dacă cineva a căzut în vreo ispită oarecare. Într-o asemenea situație, ce-i de făcut? Bine ar fi fiecare, cum zice Solomon în rugăciunea sa, să-și cunoască mustrarea cugetului său. Dacă ai un cuget luminat de Duhul Sfânt, nu se poate să ai un gând păcătos și să nu te simți vinovat. Am citit recent într-o carte a fratelui Victor Oniga, spunea că a fost bolnav și noaptea a venit Domnul în vis, a zis că de puține ori în viață i s-a arătat Domnul și a zis, știi de ce ești bolnav? Că scrie la cina Domnului în Corinteni 11 că din pricina păcatului sunt bolnav. Și l-a zis, am păcătuit, dar nu știu ce am păcătuit. Și Domnul a zis, ai judecat pe cineva. Și a zis, Doamne, când, cum am judecat? Și a zis Domnul, ori de câte ori auzi că cineva a păcătuit și vorbești de păcatul cuiva, adresându-te altei persoane, și se notează păcat, l-ai judecat.
Și dacă îl judeci în mintea ta și zici, ce-a făcut și ăsta păcătos? Și întreabă el în vis, Doamne, dar ce să fac când aud că cineva a păcătuit? Să zici atât, Dumnezeu să aibă milă de el și să vegheze asupra ta. Altă dată spunea, a fost la adunarea asta mai cu ani în urmă, și a strigat Domn prin Duhul Sfânt, Victore, ai păcătuit! Nu, ai mințit! Și-a gândit, Doamne, când? Într-adevăr, cu o zi înainte promisese la cineva că se duce la ora 2 și nu a ajuns numai la ora 3. Da, și asemenea chestiuni sunt păcat. Dar dacă nu trăim frumos, dacă nu trăim atent, facem din astea nenumărate și ni se pare că e normal să dăm un telefon, să vorbim de unul, de altul, să povestim, să râdem. Scriptura ne spune să veghem că potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale ca un leu și apoi merge înaintea Domnului și ne osândește apoi și inima. Bine ar fi fiecare să-și cunoască mustrarea cugetului său pentru vorbele lui, pentru privirile lui sau alte păcate. Să fim ca femeia aceea păcătoasă descrisă în Luca 7, s-a dus, a prăbușit la picioarele Domnului și a început să plângă. De ce plânge? Avea bolnavă acasă? Nu, nici ea nu scrie că era bolnavă. Încă n-a rusesă să fie lovită pentru păcatele ei, dar plângea. Și erau mulți. Și ce i-a spus Domnul? A spus întâi lui Simon și apoi a repetat ei, păcatele tale sunt iertate. De-aia se mira oamenii că cine are putere să ierte păcate, numai Domnul Iisus Hristos. Mărit să fie numele Lui. Care vă simțiți vinovați când ne simțim să ne includem cu toții că am greșit, să venim la Domnul recunoscându-ne mustrarea cugetului, plângând, prăbușindu-ne, mărturisindu-ne cuiva, să spunem, roagă-te pentru mine, uite ce am zis. M-am supărat, am strigat la copii, m-am certat cu soțul sau, Doamne ferește, altceva, a furat sau nu știu ce eu ce a făcut cineva. Apăsări! S-ar putea să nu te apese cugetul, să fii insensibil, să te acuze alții să te sesizeze. Când au prins femeia aceea în preacurvie, scrie în Ioan capitolul 8, cunoașteți pasajul, au adus-o mai mulți acolo și știți, au cerut să fie osândită pe loc și zice Domnul, versetul 7, cine dintre voi este fără păcat să arunce el din tâi cu piatra nea. Apoi s-a plecat iară, scria cu degetul pe pământ, când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor, nu de la sine, ci în urma unei sesizări. Și au început să iasă afară. Acum am o întrebare. Dacă ăștia care au adus-o s-au simțit mustrați, credeți că ea nu s-a simțit mustrată? Cum să nu se simte și ea? Și ce a spus Domnul? Versetul 11. Să nu mai păcătuiești. Deci prima idee a fost să nu păcătuiești, că poți. Dar dacă ai greșit, fie că tu te-ai sesizat, fie că alții te-au sesizat, de acum să nu mai păcătuiești. Doamne, ajută-ne! Se poate? Dar nu i-a spus Domnul la femeia să nu mai păcătuiești și el să fi fost conștient că doar ea n-are cum să nu mai păcătuiască. Cred că Domnul i-a cerut ceva ce poate să fac. Așa cum am citat din Roman 6 și nu numai, să nu mai dăm în stăpânirea păcatului măturale noastre și să trăim frumos ca în timpul zilei. Doamne, ajută-ne! Amin? Așa ar trebui. Dar pentru asta trebuie să ne prăbușim ca David. Dragii mei, dacă n-am putut fi exemplu în sfințenie, măcar să fim exemplu în pocăință. Dacă n-am reușit să nu păcătuim, măcar să fim exemplu de cum ne pocăim în urma păcătuirii noastre. De aceea, frații stau la îndemână și la cină, cine are ceva de mărturisit. Dacă trebuie să te duci la altul să-i ceri iertare, să repari o daună, să te smerești înaintea Domnului, să n-amânăm, să ne lăsăm cu dosarul împovărat și să rezolvăm lucrurile și să luăm toate măsurile care se impun până acolo, pentru că spunea Domnul, dacă mâna ta te face să cazi în păcat, tai-o, atât de grav este păcatul. Să nu privim cu ușurătate, Domnul ne iartă, cerem iertare, închidem ochii, și acum undeva într-o biserică, o adunare pentru tineri, au dus acolo o cruce mare, două lemne puse
în formă de cruce, Oscar a spăgătuit, scrie pe un bilețel, el avea ciocan cu el, bătut acolo, a spus, gata, a rezolvat. Doamne, dă! Numai că lângă asta uneori trebuie să te pui să postești. Îmi scrie acum un tânăr, zice, frate, nu birui în anume păcat, dar e drept că niciodată n-am postit pentru asta. Nu se poate. Nu mai dam stăpânirea păcatului mădulale și dacă nu poți să-ți controlezi mădularele, atunci răstignește-le ca atare. Luptă-te, roagă-te, nu te mai du în locurile de ispită. Fii atent, veghează, vezi ce ai de făcut. Asta e rezolvarea, da, e rezolvarea pentru excepția asta de păcat. Și mai departe, să nu se întâmple, Doamne ajută. Și închei cu o motivație. Dacă ne înnoim și dacă-s lucrurile noi și noi suntem o făptură nouă, ascultați ce promisiune are Biblia în Apocalipsa. Scrie în capitolul 2, versetul 17, celui ce va birui, între altele, îi voi da o piatră albă pe care e scris un nume nou. Sub numele ăsta ne cunoști ceilalți cu păcatele noastre, nu? Vom primi un nume nou, de Vasilică cel păcătos nu mai dă nimeni în rai, va primi un nume nou. Scrie în capitolul 3, versetul 12 din nou, îl voi face un stâlp, voi scrie pe el numele Dumnezeului meu, numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim și numele meu cel nou. Și apoi scrie în Apocalipsa 21, versetul 1, apoi am văzut un cer nou, un pământ nou, cerul dintâi afectat și el de păcat. Pământul dintâi umplut de păcat, pieriseră și marea nu mai era, versetul 5. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Și știți ce promisiune a făcut Domnul Iisus la cină? A zis, de acum eu nu mai beau până când îl voi bea cu voi. Nou, Doamne, ajută-ne să ne înnoim. Și toți care participați la cină să nu mai păcătuiască niciodată. Așa trebuie să plecăm de aici. Cu dorința ca niciodată să nu mai păcătuim pentru nimic în lume. Și dacă se întâmplă undeva să se dea alarma, cu așa teamă de Dumnezeu ar trebui să trăim. Și urgent tot să ne focalizăm acolo, cineva a păcătuit. A păcătuit Acan, s-a oprit toată tabăra, n-a mai fost biruit. A păcătuit Maria, toată adunarea a stat pe loc 7 zile, pentru că a vorbit cu fratele ei împotriva lui Moise. Și dacă vom trăi cu așa silință, și dacă ne vom dori un așa standard, vom ajunge să stăm cu Domnul la masă când vor fi toate noi. Dumnezeu să fie slăvit, binecuvântată să fie jertfa noastră de ispășire. Și cum s-a rugat Ezechia, dacă cineva n-a făcut astăzi sfânta curățire, Domnul să fie bun și să iert. Să dea Domnul îndurare, dar cei ce au fost iertați să ne silim niciodată să nu mai întristăm în fața Domnului. Să-i facem bucurie văzând rodul sufletului său și să ne bucurăm aici și pentru vecii vecilor. Amin.